Bună seara, doamnă și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere de a discuta în această seară cu primarul Comunei Drăguțești, domnul Dumitru Ion Popescu. Stimate domn, bine ați revenit la noi în studio. Bine v-am găsit și vă mulțumesc că m-ați invitat în acest studio frumos. Iată, suntem la finalul lunii septembrie 2017, prima lună, să-i spunem, de toamnă. Cum se prezintă un bilanț al activităților în Comuna Drăguțești? Avem începutul de an școlar, alte activități inerente ce au loc în această perioadă, una peste alta, cum stau lucrurile la momentul vorbirii la Drăguțești? În primul rând, vreau să discut despre proiectul cu gaze, gazele în satul Iași-Gorj. Vreau să spun că am spart gheața. Ni s-a aprobat proiectul la București, la ANR. Le mulțumesc domnilor că încă s-au mai gândit și la comuna noastră Drăguțești că trebuie să ne dea un aviz. Urmează procedura de licitație. Să sperăm că în câteva luni de zile ne vom apuca de lucrări. Vom introduce gazele în satul Iași-Gorj. Dorința oamenilor de vreo 25 de ani, 26 de ani, bieții oameni în acea zonă, nu vreau să spun bieți că nu sunt amărâți, dar nu au suprafața necesară pentru a depozita lemnele, materialul lemnos. Au 250 de metri pătrați, mutați de prin unele sate care au fost dărâmate de minerit. Au fost oameni expropriați. În 250 de metri pătrați au și casele. Gândiți-vă unde, cum s-o fi descurcat în toți anii ăștia și cu lemne și cu cărbune. 70% sau chiar 80% la vremea respectivă erau mineri. Aveau cotă de cărbune. Da. După atâția ani de zile, Popescu Dumitru Ion, primarul actual al Comunei Drăguțești, a reușit să aprobe un proiect, proiectul de gaze. Mult doritele și râvnitele gaze. Încă mai sunt oameni care nu cred și au spus nu credem până nu vedem că vă apucați de săpat. E cea mai mare bucurie a vieții. Știți de ce? Mă scuzați că vă întrerup, pentru că aceiași oameni au fost mințiți? Da. Cu timpul în urmă? De fapt, era o strategie de campanie. E normal că acum la Iași nu mai poți să mai vii, să le mai promiți oamenilor ce? Că le bași gazele care sunt deja băgate? Au mai încercat și în campania trecută să vorbească despre gaze, dar anumiți domni au văzut că demarasă în procedura pentru acest proiect, proiectul de gaze. Să știți că am o mare bucurie, nu prea pot stăpâni așa să mă gândesc, că asta le promisesem oamenilor, de fapt, în satul respectiv și am putut să fac acest lucru. Cu foarte mult efort, foarte multe drumuri de București. Multe. Pentru avize am alergat foarte mult. Nu este chiar atât de ușor, dar se poate demonstra că dacă îți dorești cu adevărat ceva, chiar poți să realizezi. Acum pentru următorii ani în curs. Mai sunt 3 ani până la alegeri. Vreau să bag gazele și în satul Cârbești. Îmi vorbeau oamenii din satul Urechești că își doresc gaze. De fapt, toată comuna ar trebui să fie cu gaze. Materialul lemnos este pe cale de dispariție. Canalizare. Avem nevoie de canalizare în satele Văleni. Am adus câțiva specialiști să măsoare, să-mi spună costurile care le vom avea cu canalizarea. Vreau să le bag oamenilor la, în satul Vălen, să le bag canalizare. Mai avem 7,5 km de asfalt. Vreau să asfaltez toată comuna. Atunci chiar voi fi liniștit. Voi avea o liniște. Vreau să fac ceva pentru oameni, să rămână ceva și în urma mea. Să nu spună cineva că domne a ajuns la primărie, a ajuns primar, i-am dat votul nostru de încredere și de fapt a adormit. Nu am liniște și nu o să dorm și credeți-mă, dorm câteva ore pe noapte, cât că maxim 3 ore jumătate. Vreau să realizez multe lucruri. Mi se pare că timpul se scurge toată prea repede. Parcă săptămâna trece prea repede.
Poate mi se pare mie că se scurge, dar eu așa văd. Timpul trece foarte repede, oamenii nu mai au răbdare să aștepte și nu mai ascultă povești. Te duci cu fapte sau nu te mai duce deloc pe la ei. Deci ei nu te mai acceptă cu povești. Așa ca știre pentru oamenii din comuna noastră și vreau să-i anunț pe calea dumneavoastră, prin televiziune, știu că se uită foarte mulți oameni, pe data de 6 octombrie vom sărbători ziua Vârznicului, începând cu orele 16:30. Nu s-a mai sărbătorit de vreo 3 ani de zile ziua Vârznicului. Uitaseră de bătrânii din comuna noastră. Parcă nu știu ce rău le făcuseră bătrânii de nu-i mai băga nimeni în seamă. Era ca un fel de răzbunare. Nu știu ce se întâmplase. Ce aveau cu ei? Că de fapt acești bătrâni au fost oamenii care au adus și au adus aportul pentru comuna noastră. Corect. Ei au construit în comuna noastră. Ei ne-au crescut pe noi, ei ne-au educat pe noi. Pe ei trebuie să-i respectăm în primul rând. Vreau să spun că va fi o sărbătoare în acea zi. Voi rezerva mii surprize pentru dânși. Vor avea un spectacol. Îi aștept pe toți. Nu o să merg din poartă în poartă să le dau invitații. Încerc să îi invit pe calea dumneavoastră, prin calea mass mediei, a radioului, să merg prin comună să le spun că de data asta nu va mai fi cu invitații. Mai bine prefer să merg cu goarna prin sat să spun veniți toți, decât să zic că am uitat pe cineva. Să știți că în anii trecuți selectau bătrânii. Fostele administrații da, locale. Nu, pe ăla să nu-l invizi că n-a votat cu noi. Sau pe nu știu care vezi să nu-l invizi că poate mănâncă prea mult. De data asta eu invit pe toți. Să vină toți. Îi aștept. Am tot respectul pentru dânși. Nu mă interesează cine m-a votat sau nu. Trebuie să-i respectăm, să ținem la ei. Se depopulează comunele. Vedem foarte clar că nu se mai nasc copii. Ne lipsim și de bătrâni acum. De ei trebuie să avem în primul rând grijă. De asta spun bătrâni și copii, bătrâni și copii. Acum a venit și rândul dânșilor. Vreau să-i băgăm și pe ei în seamă. Să le sărbătorim această mare zi, ziua Vârznicului. Eu cred că pe viitor nu se vor mai întâmpla lucruri de genul că nu mai sărbătorim că nu avem bani. Nu mai sărbătorim că nu vrem. Sau să nu vă spun că încerca un fost viceprimar să facă ziua Vârznicului și n-a vrut să o facă la un anumit domn care fusese primar. N-a vrut să o facă la restaurantul dânsului și a preferat să-l schimbe din funcție, care refuza să facă la restaurantul lui. Vă dați seama unde se ajunsese? Bă, faci la mine sau deloc. Dar cine a avut de suferit din treaba asta? Doar oamenii din comună. Așa vreau să spun că investiții în comună, cât de curând vom vedea cum se va schimba și școala de la Urechești. Transformarea școlii. Vreau să arate ca o școală. Nu-mi place deloc cum arată. Copiii nu învață în condițiile care ar trebui să înveți. Dar 12 miliarde jumătate băgați într-o școală, chipzuiți, eu zic că școala va arăta impecabil. Va fi școală europeană. Vom deschide dispensarul de la Drăguțești. Acel dispensar murâvnit de unii oameni. A spus, nu mai deschide Popescu. Popescu îl deschide. Am făcut contactele cu medici, vor veni medicii și vom deschide dispensarul. Vom avea grădinița cu program prelungit din Drăguțești. Eu zic că această grădiniță ne va stopa copiii să nu mai facă acel traseu lung la Târgu Jiu. Părinții își vor lăsa copiii la Drăguțești. 10 miliarde jumătate. Astea sunt costurile grădiniței. Și va fi ridicată de la zero? Da. Și sunt proiectele primarului Popescu, viceprimarului Marcel Oproiu și echipei primăriei. Toți am muncit pentru aceste proiecte. Nu sunt moștenite. Că mai sunt unii domni care încă au rămas setați. Și spun, domnule, sunt proiectele mele și ăsta acum vine pe proiectele mele. Nu. Sunt proiectele noastre. Am muncit la ele 8 luni de zile, credeți-mă. Nu am avut liniște.
Și chiar am muncit. Nu mai știam de noi, nici uitam să bem și apă. Să facem treabă pentru comunitatea noastră. Și am demonstrat că se poate. Dacă în 8 luni de zile am adus investițiile astea, eu zic că în viitorii ani vor fi mai multe investiții. Corect. Degeaba zicea cineva că, domne, nu-l alegeți pe ăsta că ăsta e la început, habar n-are. Ce nu știu să fac? Să fur cum au furat alții? Nici nu vreau să învăț. Și vreau să rămân acel om simplu pe care l-a cunoscut lumea. Nu vreau să sar din tiparele simplității. Nu mă interesează. Nu mă interesează nici mașinile de lux, nu mă interesează nici vile, nici terenuri. Vreau să fiu un om simplu printre oameni. Să știți că încă mă mai plimb cu calul prin comună. Da, nu mi-e rușine. Pun șaua pe el, în cale și mă duc printre oameni. Mi-e drag. Cred că sunteți singurul primar din Gorj. Poate. Care face chestia asta. Poate. Dar mi-e drag. Opresc unde vreau, stau cu omul cât vreau de vorbă, nu consum combustibil, îl las să ia o gură de iarbă de pe marginea drumului, îi dau apă pe la un râuleț, nu deranjez pe nimeni cu zgomotul, dar stau printre oameni și mi-e drag de ei. Duminica trecută, să știți că am fost într-o pădure la Urechești. Sunt puțin dezamăgit de ce am văzut acolo. Sunt puțin dezamăgit, să știți. Nu se întâmplă lucruri bune în pădurea respectivă. Într-o altă emisiune o să deschid acest subiect mai mult. Sunt puțin supărat pe cei care păzesc pădurea în acea zonă. De fapt, să nu uite că pădurea este viața noastră. Și când te duci să tai cu drujba un metru cub de lemne să-l vinzi pe nu știu unde, să te gândești că ți-ai tăiat din zile și din viață. Da, numai că de obicei cei care fac acest lucru nu realizează și pun interesul material imediat. Eu pot să spun ceva. Dânșii au făcut contract cu moartea. Pentru ce? Pentru o brumă de bani pe care îi cheltui pe nu știu unde? Să gândească la sănătatea copiilor și la noi ca oameni. Ați văzut dezastrele care se întâmplă în țară. N-am avut dezastre până acum dacă erau când au fost pădurile. După tăierea pădurilor au apărut dezastrele. Ei nu se gândesc ce produc, ce fac, ce rău mare aduc omenirii. Nu poți să te duci într-o pădure să tai cum îți vine ție, cum te apucă pe tine capul. Tăi cei mai frumoși copaci. Să te duci să tai stejar în diametru de 70. Au durat, deci, ani de zile. I-au trebuit acelui stejar să crească. Mulți. Da. Și se duc și îl taie din pământ, fără marcă, fără nimic. Cei care au făcut asta știu. Știu că am fost acolo. Tot călare pe cal. Am fost și am văzut tot. Să nu creadă cineva că voi sta. Să nu creadă cineva că nu vor fi văzuți sau pedepsiți. Acești tăietori ilegali care fac dezastru în comuna asta, care încearcă de fapt să facă un dezastru în comuna Drăgusești, vor fi pedepsiți. Nu vor fi lăsați. Acei oameni care se duc și poluează pe la Jiu și aruncă gunoaiele, să știți că sunt învățați de la Târgu Jiu să vină să basculeze la noi, moluzul, la Jiu. De câteva luni de zile facem curățenie acolo. Luna aceasta o să, de fapt luna viitoare, că nu avem mult din luna asta, o să am camere de supraveghere în toată comuna și o să fie monitorizați. O să-mi pară rău de cel care va veni cu gunoiul să-l arunce la noi, ori în pădure, ori la Jiu. O să-și primească amenzi foarte mari. Deci nu putem să băgăm o comună în gunoi, în mizerie, și din când în când să mai mergem prin păduri să le mai tăiem și copaci, care vedem noi, cei mai frumoși pe aia tăiem. Și scopul? Sunt oameni care vin la primărie și spun că nu li se marchează lemne? Că nu sunt, că nu au timp. Un singur pădurar mi-e drag de el și o să vorbesc întotdeauna. E nearomică. Ține foarte mult la pădure. Nu-i lipsește un lemn din pădure. Știe tot ce mișcă acolo. Dar bietul om nu poate să facă față peste tot. Nu poate să ducă să păzească și pădurea altuia. Un alt pădurar care poate este irresponsabil. Omul respectiv am fost în pădure și credeți-mă, cum intră unul în pădure, deja primește un telefon. S-a apropiat foarte mult de oameni. Asta trebuie de fapt să facă pădurarii. Că este imposibil să păzești zeci de hectare, sute de hectare de pădure. Da. Dar ei nu se gândesc la un singur lucru. Sunt gestionari. Răspund de ceea ce se întâmplă. Să nu spună că n-a văzut cine a făcut sau n-a văzut cine a furat. Dar v-am spus, acest subiect o să-l deschid în altă emisiune. Până atunci am anunțat organele de abilitate, organele de poliție,
să meargă la fața locului, să vadă despre ce este vorba, că nu se poate așa ceva. Ce, ajungem ca la Alba, să ne uităm doar pe câmp, oamenilor le-a dat păduri și păduri vreau să rămână. Cineva mi-a zis, mi-a recomandat, vezi să nu deschizi acest subiect niciodată, că știi, mafia lemnului. Ce e mafia lemnului, domnule? De unde dracu mafia lemnului? Trei pârliți care taie lemnele prin pădure, aia sunt mafioți? Nici nu cunosc termenul de mafie. Ce, că vând la negru lemne? Sau că fac nu știu ce tâmpenii? O să avem de suferit pe tema asta. Toți. Pentru 2-3 neciopliți care fac rele. Și se ascund și sub alte haine. Să mai prefacă, sunt și oamenii care ar trebui să facă treabă. Așa este. Închid acest subiect, că sunt puțin dezamăgit și revoltat pe chestia asta. Mă gândesc că se vor opri, vor răspunde de ce au făcut acolo. Nu este un dezastru foarte mare, dar este. Au încercat să umble la pădurile noastre. Nu sunt Vlad Țepeș și eu, dar le spun un singur lucru, nu mi-e frică de niciunul. Nelegiuiți să se stea în lumea lor. Să potolească odată. Deci nu mi-e frică, că erau primari pe vremuri care nu fac nu știu ce lui dânsul, că cine știe, îmi dă foc la casă sau... Nu. Să potolească odată. Suntem în 2017, este poliție, sunt organe abilitate, nu suntem în junglă. De fapt, acolo ei sunt un codru. Așa se gândesc. Și vă spun ceva. Infractor nu e ăla care fură un bănuț. E ăla care ne taie pădurile. Eu așa îi numesc. Îi trec la criminal, credeți-mă. Deci ar trebui să fie lege, bă, pedepsește-l pe viață. Că de fapt ei ne ia viața nouă. Pe termen mediu și lung, acest avem de suferit. Haos pe care îl provoacă este irreversibil. Și păcatele și vă spun ceva, nu vând lemne în comună. Bă, frate, zici, bă, te ia două, trei lemne, le duci și măcar rămân acolo, le folosesc acolo. Le transport în altă parte. Le duc la Craiova, că e mai scump metru cub. Păi și restul oamenilor din comuna Drăguțești, de unde ia lemne? Dacă tu îi tai pădurea, îi tai cota de lemn, de unde și-a vieții oameni? Deci la ureche s-a întâmplat ceva. Și cineva va răspunde în zona respectivă. Am fost și am văzut cu ochii mei, chiar am filmat anumite lucruri acolo. Deci nu se poate să vezi un lemn care e tăiat și nu are marcă. Nu se poate să vezi un stejar de 70 în diametru tăiat de la suprafața pământului. Pe câteva lemne au pus motorină, să pară că sunt tăiate de mult. Păi ce, dacă e tăiat de anul trecut, nu trebuie să răspundă cineva că s-a tăiat de acolo. Să nu vă mai spun că din zona respectivă, unde s-au tăiat lemnele, un om are cadastru. Numai că unul a murit și sora lui este plecată pe la București, nu știu în ce zonă stă. De unde să știe femeia ce se întâmplă cu pădurea ei? Pădure dată în pază. Vor răspunde, în sfârșit. În altă ordine de idei, știm că încă de anul trecut, din toamnă, ați demarat punerea în proprietate a cetățenilor comunei, un subiect destul de sensibil și dureros pentru locuitorii din Drăguțești până acum ceva timp. Cum merg lucrurile cu această punere în proprietate? Să știți că se lucrează. Chiar avem acum specialiști care muncesc pentru oameni. Am găsit doi oameni. Acum vreau să spun că se lucrează. Am mai angajat, pleacă pe teren, își fac treaba, nu putem să-i mulțumim pe toți într-un an de zile. Ce nu s-a întâmplat... Dar oricum se vede că se mișcă. Ce nu s-a întâmplat zeci de ani, nu pot să repar eu într-un an. Este imposibil, fizic. Gândiți-vă că este aproape imposibil. Dar am plecat pe teren, alergăm pentru oameni. Vreau să le dau titlul de proprietate. Am făcut contract pentru cadastru acela general, pentru terenul extravilan. Am ales o zonă la Drăguțești, una la Urechești. Vrem să avem 1,5 miliarde pentru acest cadastru. Să nu vă mai spun că am făcut cadastru în toată comuna, pe toate drumurile. Am cadastrat drumurile. Deci o să ne aducă cei care au măsurat să definitivăm cu acest cadastru și oamenii care vor să-și bage gaze nu vor mai plăti acele 6-7 milioane care le iau specialiștii pentru cadastrare. Până la urmă o sumă considerabilă destul pentru de un simplu. Destul de mare, dacă totuși vreau să-mi bag gazele să nu mai plătesc acel cadastru. Eu zic că am ajutat pe oameni. Așa este, fără discuție. Suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva minute.
sub parânghe forfotă mare, joia și duminica. Toată suflarea vine în Târgu Jiu, la Târgul Auto Succes, târgul târgurilor din Oltenia. Mii de mașini, mii de comercianți și zeci de mii de vizitatori. Aceasta este imaginea unui adevărat târg auto, unde vinzi și cumperi aproape orice. Iar când îți vine foame, cei mai adevărați mici îi găsești în terasa Succes, numai preparate sănătoase din carmangeriile noastre. Carne sigură ce provine de la fermele Succes. Aducem din păstrăvăria noastră păstrăv viu crescut natural, pâinea gorjenilor proaspătă și caldă, fructe și legume, toate la prețuri de producător. Asigurăm toate serviciile unui târg auto european. Târgul Auto Succes, cel mai mare târg auto din Oltenia. Cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEA spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Husqvarna a început campania de toamnă 2017. Motoferăstrăul 236 la prețul de numai 749 lei, destinat oricărui gospodar priceput. La modelele 435, 440, 445 sau 450 primiți cadou două lanțuri Husqvarna, precum și la modelele destinate profesioniștilor, începând cu modelul 560, primiți cadou o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. Oferte de nerefuzat la frezele de zăpadă, începând cu prețuri de la 3199 lei. La fiecare lanț Oregon cumpărat veți primi cadou o pilă, iar la cumpărarea unei șine de ghidaj Oregon, cadou un litru de ulei pentru ungere. Vă așteptăm în rețeaua noastră de magazine din Târgu Jiu și județul Gorj. Telefon 0253-210-736. Husqvarna, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Pomadil.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro. Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253-237-420 sau 0756-112-054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră! Casa de discuri Emmy Events Music a lansat pe piață albumul intitulat La câți am făcut eu bine, al îndrăgitei interprete Reli Gherghescu. La câți am făcut eu bine, lume dragă, lume, acum vorbesc rău de mine, lume dragă, lume. Emmy Events Music, casa de discuri care își răsfață publicul și își respectă colaboratorii. Aici sunt artiștii și muzica sufletului tău. Comenzi de CD-uri la telefon 0722 833 814 sau pe www.emyeventsmusic.ro. Vânt
teren 17.500 metri pătrați arabil în comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 24, parcela 9, cadastru intabulare. Vând teren 17.050 metri pătrați arabil în comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 53, parcela 22, cadastru intabulare. Vând teren 1.250 metri pătrați intravilan la DN772, comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 105, parcela 11, cadastru intabulare. Vând teren 2.500 metri pătrați, comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 64, parcela 49, cadastru intabulare. Prețuri negociabile. Așteptăm oferte. Relații la telefon 0799 620 520. Am revenit, dragii mei, cu a doua parte a emisiunii. Stimate domn, cum s-a văzut de la nivelul administrației publice locale un nou debut de an școlar, un nou contact cu micuții comunei Drăguțești? Știm că aceștia vă îndrăgesc, știm că vă sunt aproape și nu de puține ori și-au manifestat bucuria și recunoștința strângându-vă în brațe când, de exemplu, mergeați de 1 iunie să le împărțiți mici bomboane, mici atenții și alte asemenea chestiuni. Cum ați resimțit acest nou debut de an școlar? De fapt, asta trebuie să-i întrebăm pe copii, cum se simt la școală. Vă dați seama că pentru fiecare părinte, că eu sunt părinte, am doi copii, am emoții când îi văd. Mi-aduc aminte de anii când duceam copilașii mei la școală. Sunt emoții din partea mea, ca părinte în primul rând, nu primar. Nu vreau să spun că primarul a intrat în școală, primarul merge pe stradă. Nu. Un om simplu merge pe stradă, un părinte a mers la școală să vadă ce fac copiii. Sunt foarte atent cu copiii și cu școlile, în primul rând. Vreau să învețe carte unde trebuie, în condiții optime. Vreau și îmi doresc să le oferim absolut tot. Să nu simtă nevoia sau să fie diferență între școala de la Drăguțești și școala de la Târgu Jiu. Din contră. Anul trecut au demonstrat copiii noștri de la Drăguțești că au fost peste cei de la Târgu Jiu, la învățătură. Olimpici la limba și literatura română, profesorii ne-au demonstrat în primul rând că se poate. Dumneavoastră sunteți profesori, pregătiți copii și știți ce grea este lupta cu copilul. Este greu să cucerești un suflet de copil, este mai ușor să cucerești un munte. Mult mai ușor urci pe un munte decât să cucerești inima unui cu copil. Profesorii de la Drăguțești au reușit să cucerească inima copiilor. Copiii ne-au demonstrat asta. Merg la competiții sportive, au mers la olimpiadele de limba și literatura română, au venit cu rezultate bune. Îmi doresc din suflet ca anul viitor să fie cu rezultate mult mai multe. Să putem să ne mândrim cu ei. Îmi doresc din tot sufletul să facem o emisiune în școală. Cum să nu? Să le ascultăm părerile. Nu în prezența mea. Vreau să fie singur și fiecare să spună oful lui. Să știți că copiii vin câteodată cu sfaturi și trebuie luați în seamă. Ei se izbesc de problemele din școli. Profesorii se izbesc de problemele din școli. Noi suntem oamenii de pe lângă. Noi suntem oamenii care trebuie să stăm întotdeauna cu ochii și să ascultăm și cu urechile să ascultăm ce ne spun profesorii, ce nevoie au.
Deci în limita posibilităților am făcut tot ce s-a putut. Deci ce a depins de mine, am făcut tot ce a putut pentru școală. Acum zugrăvești școala de la Drăguțești. Vreau să-i dau o culoare. Arăta ca naiba. Am promis că comuna Drăguțești va arăta altfel. Și asta îmi doresc din suflet. Voi schimba iluminatul public în toată comuna. Voi veni pe LED-uri. De altfel, este unul dintre proiectele frumoase pe care le-ați avut în programul dumneavoastră electoral și iată că se va regăsi în practică. Deci n-am vrut să merg pe promisiuni. Nu promisiuni. Erau dorințe. E dorința mea de a face ceva. Și cu asta rămân. Niciodată nu o să merg la oameni să le promit. Vă promit eu că fac nu știu ce lucru. Am avut dorința, a fost dorința oamenilor, a fost alegerea lor. Vă spun ceva, mi-este... Nu știu, n-am cuvinte să mă exprim, merg prin comună și mă simt atât de dator față de oameni, încât nici n-am cuvinte să le mulțumesc. Mi-au dat acel vot de încredere, acel mare vot de încredere. În fiecare sat am fost câștigător. Gândiți-vă că sunt dator la fiecare sat din comuna Drăguțești. Deci fiecare sat din comuna Drăguțești și-a dat sufletul pentru mine. Eu așa numesc. Acel vot de încredere. Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni. Merg noaptea prin comună. Unii oameni mi-au zis, domn primar, nu v-am mai văzut de mult. Nu i-am deranjat. Trec pe lângă dâns și văd, culeg via. Nu o să opresc lângă om, omul culege via și o să-l țin de vorbă. Sau e la porumbi. Dar trec să văd ce probleme au oamenii. Să sesizeze anumite probleme din comună. Asta vreau să fac. Mai bine să nu mă vadă, dar să simte ei că s-a transformat comuna în altceva. Că se lucrează. Prefer să nu stau cu ei de vorbă aiureri sau prostii și să fac treabă, să muncesc. Corect. Asta este dorința mea. Corect. La Târgu Jiu, iată, după ultima ședință de Consiliu Local, s-a votat o chestiune destul de importantă și care, sincer, trebuia de mult timp pusă în aplicare, anume redeschiderea terenurilor și bazelor sportive ale unităților școlare pentru copii. Întâmpinați această problemă la Drăguțești, adică terenurile aferente școlilor, terenurile de sport aferente școlilor sunt puse la dispoziția copiilor, pot aceștia să vină oricând să se bucure de, nu știu, basket, fotbal și așa mai departe? Da. În comuna Drăguțești copiii din comună n-au mai plătit taxe la sală. Nu era normal. Veneau săracii și plăteau 50 de lei, 100 de lei. Niște copii. Da, sunt copiii din comuna noastră. Îi taxăm, îi învățăm că de fapt sportul se face pe bani. Sportul e sănătate. Cum Dumnezeului să promovăm sportul cu bani? Știți foarte bine că am fost un om al sportului și am rămas. Cu sufletul sunt înspre sportivi. Și încerc să-i promovez și să-i ajut. În niciun caz să-i opresc. Din contră, cât că am făcut câteva terenuri de fotbal, le-am amenajat, le-am dus porți de fotbal să joace copiii unde au avut nevoie și vreau să spun că îi ajut. Am făcut echipa de fotbal care era desfințată. La anul vreau să bag echipa de fotbal în divizia D, chiar dacă sunt costuri. Întotdeauna am avut nevoie de bani. Când am auzit, nu sunt bani, nu sunt bani. Nu sunt bani pentru sport, nu sunt bani pentru sănătate, pentru învățământ, dar pentru ce sunt, de fapt, banii? Ce să facem cu ei? E bine să împărțim acele sume în mod egal. Și pentru sport, și pentru sănătate, și pentru cultură și culte. Nu trebuie uitată nici biserica care se dărâmă și trebuie să-i ajutăm pe preoți să le construiască, să le țină în picioare. Să nu uităm când ne naștem, ajungem la biserică, când plecăm, ajungem la biserică. Să ajungem unde trebuie, măcar să fie construcțiile acelea, să fie frumoase. La Iași, să știți că am ajutat oamenii, le-am dat bani, de fapt, la fiecare biserică din comună, să restaureze biserica. Au dat tencuia la jos, au tencuit, acum o să treacă la vopsitul bisericii. La Drăguțești am ajutat cu bani, la biserică. Va fi o biserică foarte frumoasă, de ani de zile se lucrează la ea. Înăuntru este o minunăție. Dar la Urechești l-am ajutat pe părintele de acolo cu banii. Cea mai frumoasă biserică din comuna noastră rămâne cea de la Cârbești. Țin să-l felicit pe această cale pe preotul de acolo.
un om extraordinar de bun, un gospodar. Să știți că își pune întotdeauna sufletul înaintea multor dorințe. A venit, vine cu propuneri, a făcut lucruri măreți la Cârbești. Arată ca o mănăstire biserica respectivă. Și cum se spune că omul sfințește locul, asta s-a întâmplat de fapt acolo. Locul s-a sfințit. Îmi doresc ca în fiecare sat să arate bisericile ca acolo. Știu că mulți o să spună că s-au băgat foarte mulți bani. Este adevărat că s-au băgat bani, dar și omul care a fost acolo a știut să-i atragă. Își dorește să facă lucruri frumoase. Nu pot să reproșez la nimeni nimic. Toți preoții sunt oameni gospodari. Dar v-am spus, cel de la Cârbești a depășit. Am dat bani la biserica de la Tâlvești. Se lucrează acum la biserica de la Tâlvești. Se văd schimbările în comuna noastră. Să nu uite oamenii că în trecut uitaseră oamenii și de biserici, oamenii din primărie. Eu îi numesc oameni, să știți. Nu primari. N-au fost niciodată primari. Au fost doar oameni. Credeau că sunt zei. Eu sunt om. Vreau să fiu Popescu. Atât. Dar Popescu să facă treabă în comuna lui. Și este unul dintre motivele, vă spun părerea mea, pentru care sunt convins că oamenii comunei Drăguțești v-au votat, pentru că au văzut că dincolo de cuvinte frumoase, ele erau venite din suflet. Cred că oamenii au ajuns, vorbeam noi o dată la o emisiune la radio, au ajuns la experiența de a vedea ce sunt vorbele goale sau unde apar vorbele goale și unde sunt vorbele izvorâte din suflet. Cred că este unul dintre motivele principale pentru care oamenii și-au îndreptat opțiunea de vot către dumneavoastră. V-am spus, nu-mi permit și nu pot. Așa m-am născut. Cineva a fost de vină la chestia asta. Nu pot să-i mint pe oameni. N-am curajul. Prefer să-i spun nu decât să-l mint. Mi-a și zis cineva, nu e bine să fii niciodată atât de corect și de cinstit. Nu știu ce înseamnă corectitudine sau cinste, dar eu vă spun ceva. Nu știu ce înseamnă să-l minți pe un om. Nu ai voie să te duci să-l minți pe om. Sau îți vine omul atâția kilometri până la ușă și tu te-a pus să-l minți. Și mai ales pe oamenii bătrâni. Gândiți-vă că merg kilometri. Și întotdeauna m-am gândit la ei. Nu este om care a intrat în primărie să fiu acolo și să nu-l întreb ce probleme are sau să-l ajut. Pot foarte mulți oameni să vă confirme treaba asta. Nu suport gândul ca cineva să stea pe la ușă ore întregi. Nu vreau asta. Vă rog să veniți la Drăguțești. Să vedeți că pe holurile primăriei nu este nimeni. Atâta timp cât pe hol nu este nimeni, înseamnă că primăria funcționează. Când va fi aglomerație și oamenii vor sta pe la uși, înseamnă că ceva nu funcționează acolo. Înseamnă că ceva s-a întâmplat. Cineva este de vină. Nu ai voie să stai ore în șir după o adeverință. Nu ai voie. Sau chiar zile în șir. Că au fost cazuri, nu la Drăguțești, au fost cazuri. Asta. Îi trebuie omului buletinul și vine, stă la mine câteva ore după o adeverință și mai stă și la Târgu Jiu câteva ore după o adeverință. Pierde zile întregi pentru un buletin. Da. Pe viitor vreau să construiesc ceva la Drăguțești. O încăpere unde omul poate să vină să-și plătească, să-și ia o adeverință din același punct. Să nu mai meargă dintr-un birou în altul. Să știți că mi-am mutat biroul din biroul foștilor primari. Simțeam că nu mi-e locul acolo. L-am mutat la parter să fiu mai aproape de oameni. Nu mai simțeam să urce omul ăla bătrân. A urcat săraca o bătrânică, avea două bastoane în mână. Urca pe scări să ajungă la mine. Am văzut-o pe camere și văzusem că dispăruse într-un punct din ăsta. Nu știam unde. Când colo săraca se blocase pe scări. Nu putea să mai urce. Am coborât la dânsă. Și am zis, de azi înainte, nu voi mai avea biroul la etaj. Nu mai vreau asta. Dacă respectăm și bătrânul și pe cel tânăr, trebuie să fie la parter, să fie aproape de oameni. Ce să caut acolo cocoțat în vârful primăriei, dacă știu că regii stau la etaj, împărați, cel mai sus birou și din când în când răspundem la cine vrem sau nu. Nu. Eu am coborât, sunt la parter, am ușa deschisă, cât timp sunt la primărie, ușa este deschisă, când plec pe teren, asta este. Nu mă pot împărți în două. Cu cazul că îmi pare rău de foarte multe ori că nu pot să fac față să stau și pe teren, să fiu repede și la primărie unde oamenii au nevoie de mine. Da. Dar sunt aproape de cetățenii noștri. Sunt, cât timp voi fi la primărie, voi fi aproape de ei. Că v-am spus, mă simt dator, această datorie nu pot să o achit niciodată,
mi-au dat lecție de viață cetățenii din comună și nu vreau să-i dezamăgesc. Gândiți-vă, atâtea voturi să le primești. Un simplu om. Nu sunt nici miliardar, nu m-am dus să mă lau pe la ei pe la porți cu mașinile, nu m-am dus să mă lau cu casa, nici măcar săracii nu știau câți copii am. Mă întrebam din când în când, dumneavoastră aveți copii? Da, am 2 copii. Nici asta nu știau și m-au ales. Au avut încredere în mine. De asta vă spun că le mulțumesc de câte ori am ocazia. Dar sunt un simplu om, încerc să fac tot posibilul ca să-i mulțumesc și pe dânsii și uitați-vă, ușor, ușor, se vede schimbarea în Comuna Drăguțești. Am spus, în Comuna Drăguțești cât timp voi fi, va fi șantier, se va lucra. Asta se întâmplă. Au venit și au spus în felul următor, nu e în stare să termine canalizarea de la Drăguțești la Cârbești. S-a lucrat demențial, frumos, ne-a fost drag. S-a lucrat non-stop la această canalizare. Am plecat la București pentru bani. Se lucrează în continuu. Avem aproape 20 de kilometri, 10 pe parte, 10 pe alta de canalizare băgată anul acesta. Deci gândiți-vă cum s-a muncit acolo. Au muncit oamenii. Au fost răsplătiți și au muncit. În 2018 noi o să terminăm acea rețea de canalizare. Vor avea oamenii în canalizare. La Iași am făcut recepția la canalizare, o să-i conectăm pe oameni. În satele Urechești avem de asfaltat drumuri. O să le asfaltăm drumurile oamenilor. Le spun că nu o să se termine mandatul și o să aibă asfalt la poartă. Vreau să le demonstrez unor domni campania peste 3 ani o voi face din birou. Nu o să-i deranjez pe oameni pe la poartă. O să-i las pe alții să alerge cum aleargă băieții la atletism. Să alerge prin sat. Și lumea să bată din palme să spună trage, trage că tu alergi pe locul întâi. O să fii locul întâi, o să fii premiat. Vorbesc serios. Asta trebuie de fapt. Așa se aleg primarii. Să-i demonstrezi omului că ai făcut treabă și că meriți să fii acolo. Dacă nu, omul te va penaliza. Omul va spune nu. Cum s-a întâmplat? Lasă-l pe alt. Chiar la Drăguțești. Cum s-a întâmplat chiar la Drăguțești. Când le-a arătat unor domni că 1000 plus 1000 nu fac 2000. Le-a arătat că fac tot 1000. Cred că sunt puțin cam răutăcios. Da, matematica. Dar oamenii au făcut asta, nu Popescu. Oamenii s-au întors împotriva lor și s-au săturat de răutăți. Să știți că încă mai persistă răutatea la Drăguțești. Încă își mai fac plângeri și reclamații. Foștii, băi, opriți-vă odată. Aveți familie atât de frumoase. Aveți copii. Stau toată ziua și își fac plângeri, stau pe la poliție. Îi trimit și pe alții ca martori. Pentru ce acest război? Ai pierdut, de fapt noi nu pierdem nimic. Domnul Catrina, un om, eu nu pierd primăria, că nu e a mea. Nu pierd nimic. De fapt am fost acolo, am fost răsplătit, am fost plătit din banul oamenilor, din banul public. Nu mai sunt ales de oameni, nu mai sunt plătit din banii mei, din banii lor, trebuie să merg în altă parte să stau liniștit. De acord, dar dumneavoastră uitați un lucru esențial în mentalul unora. Primăria este văzută ca o chestiune personală, ca o moșie, ca o tarla și automat oamenii sunt afectați emoțional când pierd acea bucată. Să nu uite niciodată că primăria e a cetățenilor din comună, nu a lor. Păi au cam uitat. Oamenii din comună decid tot. Noi nu decidem, noi suntem executanți. Noi trebuie să muncim pentru oameni. Noi trebuie să-i lămurim pe oameni că merităm să stăm acolo. În niciun caz. Spune, domne, mie mi se atribuie tot. Păi de unde? Cine ești tu de fapt? Un om care acum a venit și ne-a promis că face ceva și ani de zile ne-a mințit. Și acum vin cu răutăți, credeți-mă. Încă nu pot să omor acea flacără rea. Se răzbună unii pe alții. Și nu-i înțeleg. Sunt din comuna noastră. Mă, ați fost primari. Ce aveți de vă faceți plângeri? Unde vreți să ajungeți de fapt? Că de fapt nu avem două vieți. Avem una. Și pe aia să o trăim pe la poliție. Să dai cu subsemnatul. Anumite lucruri sunt inventate. De dragul și cred că se distrează. Unii oameni s-au îmbolnăvit de putere. Puterea primăriei. Eu de asta am vrut să-mi schimb birou în primul rând. Simțeam că nu am ce căuta în locul unde au stat alții. Am scris primul lucru care îl fac, îmi schimb birou. Să plec de acolo, de unde au stat alții. Să nu mai mă perceapă niciodată lumea cum i-a perceput pe ei.
acel birou este o încăpere, nu e mare lucru. Încărcat cu energii negative. Da. Da. Aveți perfectă dreptate, schimbăm puțin registru după fricțiuni care au apărut cu ceva timp înaintea alegerilor parțiale, dar și puțin după. Alianța PSD-ALDE pare să funcționeze la parametri optimi la momentul vorbirii la Drăguțești. S-a reușit detensionarea situației provocate, evident, de unii sau de alții și clar interesat? Să știți că era alimentată acea răutate. Dar când a dispărut omul răutății, conducătorul răutății, a dispărut și acea ură din Consiliul Local. Vreau să le mulțumesc în primul rând aliaților noștri. De fapt, sunt consilierii din comuna noastră. De ce să zic aliați? Poate e un cuvânt prea mare. Sunt cetățenii din comuna noastră. Prietenilor noștri. Care sunt și cu sufletul și cu gândul pentru comună. Nu am venit și am spus că vreau să construiesc o bombă nucleară în comuna Drăguțești, să nu fie de acord cu ea. Veneam cu proiecte pentru comună. Nu au zis niciodată, nu. Din contră, vreau să spun că chiar m-au ajutat. Le mulțumesc celor de la PSD. La PNL încă se mai întâmplă ceva. Mai sunt doi, trei, doi de fapt. Poți să le spui că dai cu aur gratis pe case și ei încă se mai întreabă de unde e aur. Încă trăiesc într-o lume a negativismului. Negativiști. Dacă le spui că bagi iluminatul public pe o parte, ei vor și pe a doua parte. De ce nu pe dublu? Bine că nu-și doresc să circule jiu pe patru căi, nu pe una. Cer aproape imposibilul să nu se facă nimic. Cer hârtii din trecut, parcă se trezesc în filmele acelea cu polițiști, unde a venit comisarul Catani și trebuie să facă cele mai mari, să descopere ce. Lucruri care poate acum nu mai sunt importante. Eu am îngropat trecutul. Nu mă interesează ce au făcut cei din trecut. Nu mă interesează de prostiile lor. Avem măsuri de la Curtea de Conturi, a trecut Curtea de Conturi pe acolo, ne-a lăsat măsuri, avem bani de recuperat din comună. Sume mari? Sunt destul de mari. Chiar poate am deranjat acum puțin că am mai trimis înștiințări pe la casele oamenilor. Trebuie să plătim neapărat. Curtea de Conturi a venit la noi. Nu Popescu stabilește treaba asta. Asta este. Evident, dumneavoastră puneți aceste, în aplicare aceste dispozițiile dări, date da, de... Exact. Dacă nu se îndreaptă împotriva noastră. Corect. Da. Da, să spun, în Consiliul Local este liniște. Nu este liniște înainte de furtună. S-au stabilit lucrurile. Se știe acum cine este primarul. Când eram interimar, încă se mai gândeau că poate o să vină cineva în locul meu. Acum m-au recunoscut de primar. Sau poate o să revină. De revenit mai ușor. Mai greu. Cu revenitul ăsta li s-a tocat și armura. Parcă și văd un soldățel din ăla mai bătrân, așa cu o pușcă ruginită pe umăr, care zice că vrea să plece la război. S-a terminat. S-a terminat. Acel soldățel care mergea ani de zile să lăuda cu bani prin comuna noastră, că uitați-vă ce casă mare mi-am făcut și mașină, parcă îl văd pe Dan Diaconescu, mașina poporului. Bă, stai puțin, e casa ta și mașina ta. Nu ia oamenilor. Tu să te lauzi cu ce ai făcut în comună. Corect. Corect. Au fost și alte vremuri, au fost și alți bani. Nu mai sunt banii din trecut. Dar sunt bani acum la comună. Sunt proiecte aprobate. Ușor, ușor o să facem o comună europeană. O comună frumoasă. Prin toată această atragere masivă a fondurilor în cadrul comunei Drăguțești, sunt convins că ați supărat mulți oameni. Oameni, evident, nu bine intenționați pentru comună, ci oameni care percep toate aceste sume de bani că poate li se cuveneau cumva pe persoană fizică. Poate acei bani sau acești bani poate ar fi fost bine să fie direcționați către anumite, nu știu, locuri. Ei, ați venit dumneavoastră, după ce caduceți o grămadă de bani în ceea ce se construiește, se face în comună, iată că nici nu-i disipați, nici nu-i dispersați aiurea. Și lucrurile astea deranjează. Pe mulți. Și zic, uite cum trec miliardele pe lângă noi. Dar de fapt nu sunt miliarde, sunt hârtii. Hârtii și cifre. Sunt nebuni.
parcă ar fi miliardele lor. Când aud, miliarde. Păi stați mă că nu sunt ale voastre. Nici eu nu, ce palpitații la eu nu văd acei bani și nu o să-i vadă nimeni. Sunt cifre pe hârtie. Atât. Nimic mai mult. Vreau să spun că o să accesăm un proiect european, un proiect de mare amploare. O să fac anunț la acest proiect când o să fie demarat și o să văd că o să fie aprobat. Oricum, 2018 va fi un an extraordinar de bun cu un proiect european, primul proiect european în Comuna Drăguțești. Tot vorbeam de fonduri europene, nu s-au atras niciodată de către primărie. Oamenii din comună au atras fonduri europene, dar nu primăria Drăguțești. Deci nu administrația publică locală? Nu. Au fugit de ele, alea sunt fonduri controlate. Ce-i drept? Bani care trebuie să-i justifici. Nu merge așa. Dar de data aceasta primăria noastră este implicată. Suntem în asociere cu un oraș, orașul Rovinar, nu știu să mă ascund. Avem un proiect foarte mare, de amploare. Și 2018 va fi un an când o să anunțăm cel mai mare proiect al comunei noastre. Deci un lucru extraordinar. Dar pentru prezent v-am spus, vreau să vorbesc de ziua vârstnicilor care de-abia aștept să vină 6 octombrie. Aștept vârstnicul, este de la 60 de ani, așa îl văd eu pe cel vârstnic. Îi așteptăm să vină la Drăguțești, la sala de sport, să sărbătorim această zi frumoasă. Stimate domnă, suntem convinși că și această acțiune de la Drăguțești va fi una încununată de succes, așa cum au fost și precedentele. Vă mulțumim pentru prezență în această seară. Când timpul vă permite, vă așteptăm cu mult drag și interes la noi la emisiune. Și eu vă mulțumesc, o seară bună! Dragii mei și dumneavoastră, o seară cât mai plăcută. La revedere!